Există Dumnezeu. Există Dumnezeu cu adevărat. Slăvit să fie numele Lui. În ultimul an, cred că l-am văzut pe Dumnezeu cel mai mult. Am trecut și Daniel știe și am trecut prin niște încercări destul de mari în care numai mâna lui Dumnezeu putea să mă scoată de acolo. Sigur că nu am meritat nici eu, nici casa mea. Eu, după ce am venit din Spania, am cumpărat de la un constructor, mi-am vândut tot, acolo m-am întors în România și am cumpărat 3 apartamente acolo într-o clădire și cine mi-a vânzătorul care mi-a vândut mie, când termina clădirea, trebuia să mă întăbule de bună credință, am dat toți banii, am făcut contract prin notariat, însă că numai că dânsul, când o termina clădirea, în loc să-mi întăbule mie, am întăbulat pe el și a ipotecat totul la bancă, la BCR și s-a împapă 2 bănci. Așa că fratele Nuțu, după ani de zile de muncă în Spania, de tânăr, de copil, acolo m-am și întors la Domnul și toată casa mea, a venit în România și a fost într-o încercare foarte mare, aproape ca și eu, nu chiar, mi-au rămas copiii și soția. Restul, totul era să se ducă undeva pe drum și o să rămân undeva cu familia în drum. Totuși au venit și frați păstori la mine, m-au vizitat, medicul de familie îi dădea, a încercat să-i dea medicamente la soție să nu-și piardă mințile, dar totuși în încercarea aceasta, Dumnezeu a fost cu noi. Și m-am încrezut în Dumnezeu din toată inima. Țin minte că au venit frați păstori la mine și încercau să, oarecum să mă amelioreze, să accept pierderea. Și eu le spuneam, nu, Dumnezeu pe care eu îl slujesc este mai presus de orice instituție din România. Și dacă Dumnezeul acesta pe care eu îl slujesc m-a îngăduit în încercarea aceasta, înseamnă că El are și ușă de izbăvire și de ieșire. Și am spus, nu, Dumnezeu va rezolva. Și n-am cedat nici un pic la îndoială și m-am crezut în Dumnezeu. Sigur, cred că Dumnezeu mi-a dat puterea de credință și a Lui să fie slava în toate lucrurile. Și frați și surori, pas cu pas l-am văzut pe Dumnezeu. Pas cu pas. Și anul acesta, sigur, eu nici nu am plătit cheltuieli de judecată, pentru că firma lui a intrat în faliment și prin lichidator n-a trebuit să plătesc cheltuieli de judecată. Una dintre marele minuni a fost că judecătorul care a luat cazul meu, băiatul lui, n-am avut pile, n-am avut cunoștință. Chiar îi ziceam la lichidator, oare trebuie să vorbim? Spunea, nu, n-are niciun rost. Și am zis, eu mă încred în Dumnezeu, îl slujesc pe Dumnezeu. Omul acesta, băiatul lui, trecea la Cluj exact prin situația în care eu treceam. Și când a văzut actele, primul lucru care l-a făcut, nu a așteptat să fie termen de judecată. A dat o sentință de urgență și a trimis la toți executorii din oraș să oprească licitațiile cu privire la imobile. Și de acolo încolo, pas cu pas, Dumnezeu s-a implicat. Și anul acesta, sigur că era aproape imposibil să se rezolve din punct de vedere al legilor. Dar i-a spus și lichidatorul și avocatului că eu mă încred în Dumnezeu. Stăteam uneori 2 ore și o oră, 2 de vorbă cu lichidatorul și ea a avut o bunică pocăită și spuneam despre Dumnezeu. Și a fost curioasă să vadă și ea pe Dumnezeu. Și mi-a spus, Nuțu, când am așteptat ultimul rezultat, n-am mai putut să facă nimic în casă, era acasă, din oră în oră stăteam și mă uitam pe calculator să văd rezultatul. Rezultatul a fost că obligă lichidatorul ca să radieze tot ceea ce era pus acolo, toate băncile să radieze și să mă întăbuleze de bună credință. Avocatul, când m-a întâlnit ultima dată pe el, a aruncat țigarajul și a stat 10 minute de vorbă cu mine și a zis, băiete, cum trece glonțul prin cap, așa ai trecut tu. Și a zis, domnul avocat, aici a fost degetul lui Dumnezeu. Și a zis, într-adevăr, nu ne putem explica. Aici a fost o minune. Mai ales că erau numai jumătate bani în contract. A trimis evaluator să facă evaluarea. Și a zis, omule, eu am dat mai mulți bani. N-am vrut să-mi pună toți banii în contract. Și dânsul a zis, eu nu mă pot coborî mai jos. Este un standard. Mai jos de atât. Și am zis, eu nu mă încadrez dacă tu nu te cobori. Și a zis, n-am ce face. Eu nu risc serviciu pentru tine. Și am zis, bine, fă ce crezi. Soția a zis, nu, acum să vedem pe Dumnezeu. Și omul acesta a făcut evaluarea și s-a încurcat cu evaluarea și evaluarea a ieșit exact cât avea în acte ca să-și proslăvească Dumnezeu numele. Amin. Există Dumnezeu. Amin. Și acum spun copiilor mei că stau în casă, noi stăm în casa asta pentru că există Dumnezeu. Amin. Noi locuim aici pentru că există Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Dar ce-a pregătit El dincolo? Ce-a pregătit frații și surori dincolo dacă îl slujim și venim la El? Slăviți să fie numele Lui.
El ne cheamă să venim la El și să-L slujim pe El. Slăviți să fie numele Domnului. Domnul să ne dea putere și să ne ajute. În al doilea rând vreau să vă spun în această